Promotoare consecventă a tematicilor filatelice care au ca subiect frumusețile și bogățiile naturale ale României, Romfilatelia a introdus în circulație miercuri 12 ianuarie emisiunea de mărci poștale Parcuri Naționale din România, Parcul Călimani. Emisiunea filatelică ilustrează în cele patru mărci poștale componente ale faunei zonei, vânturelul roșu, râsul, cerbul și jderul de copac. Parcul Național Călimani definește o arie protejată de interes național, situată în partea central-nordică a României, pe teritoriile administrative aparținând județelor Mureș, Suceava, Harghita și Bistrița Năsăud. Prima propunere de instituire ca parc național s-a înregistrat în anul 1975, iar declararea ca arie protejată a fost legiferată în anul 2000. Parcul Călimani reunește o zonă montană cu forme de relief diversificate, vârfuri, abrupturi stâncoase, chei, văi, doline, măguri, ponoare, poiene cu suprafețe naturale acoperite cu păduri, pășuni și pajiști. Cu această ocazie, Romfilatelia invită într-o călătorie în lumea minunată a timbrelor românești, în zona munților și a Parcului Național Călimani, pentru a putea admira fauna specifică acestei zone. Emisiunea filatelică este formată din patru timbre, patru minicoli, două plicuri prima zi și o mapă filatelică specială, iar acestea vor fi disponibile începând de miercuri 12 ianuarie în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul online.